În cele ce urmează, dragii mei, mergem în județul Călăraș pentru că vrem să cunoaștem care sunt preocupările localnicilor, cu ce se ocupă locuitorii de acolo, care este situația industriei, agriculturii, dar mai ales care sunt obiectivele celor care conduc județul să le meargă mai bine. Călăraș, un județ cu pondere în economia țării și a spune chiar în mod deosebit în economia agricolă a României. Domnule președinte, în calitate de, iată, păstor al acestei camere de industrie și agricultură, și spun și agricultură și mă bucur să aud așa și aveți această titulatură, păstoriți, ziceam, toată această activitate la nivel de județ, prin ce se caracterizează în mod deosebit, mai ales în ultima perioadă, în ultimii ani de activitate? Atribuțiile Camerei de Comerț și Industrie sunt specifice în a sprijini mediul de afaceri. Într-adevăr, suntem un județ agricol cu pondere mare, din 500.000 de hectare în județul Călăraș, 450.000 de hectare sunt deja în folosul agriculturii. Avem producții mari în agricultură, încă din punctul meu de vedere, încă nu suntem un județ prea semnificativ. Ne batem să fim un județ semnificativ. Agricultorii noștri au început să se dezvolte, au început să investească, au început chiar mult să investească și au rezolvat problema lor de, ca să spun așa, de mică infrastructură, dotări cu utilaje, au început să-și achiziționeze silozuri, gândesc acum la o rețea mai largă de irigații, lucrurile încep să meargă bine, sperăm în scurt timp să vorbim și de industria agroalimentară. Este drept, județul s-a și industrializat, încercăm de asemenea să sprijinim și alte activități și pentru că ați venit la noi, vreau să vă fac o scurtă prezentare despre o altă activitate a camerei. Noi am sprijinit înființarea unui FLAG, unei asociații de grup local în domeniul pisciculturii. Gestionăm fonduri europene. Nu avem aici sume foarte spectaculoase, mă refer la Camera de Comerț și Industrie. Noi le gestionăm prin intermediul Ministerului. Sumele, de exemplu, pe mandatul 2007-2014 a fost în jur de vreo 4 milioane de euro. Pe mandatul acesta 2014-2020 sunt între peste 2 milioane de euro. Nu sunt sume mari, dar sunt sume mici care, adresându-le pescarilor, vor fi sume de mare impact. Până să înceapă acest program de pescuit, cum funcționau aceste activități în domeniul piscicol? Bănuiesc că nu erau suficient de bine organizați pescarii. Tradiția în piscicultură nu era prea dezvoltată, chiar într-o cădere liberă. Pescarii nu prea își permiteau să-și cumpere scule de pescuit, plase, bărci performante. O mare pondere din județ este străbătută Fluviul Dunăre. Avem salbe mari de lacuri. Bazinul, știu și eu, Gălățui peste 1000 de hectare, bazinul Moștejdea peste 1000 de hectare, avem și alte lacuri. Piscicultorii s-au simțit puțin izolați. Apera în competiția fondurilor de la ADR3 Submuntenia n-au prea reușit multe finanțări. Mai sunt și pescarii individuali, cei independenți care și-au făcut, știu și eu, s-au transformat în persoane fizice autorizate. Și atunci am apelat la această... Deci a apărut această oportunitate de a înființa aceste federații. De a înființa acest FLAG, această asociație, Dunărea Călărășeană, cum este intitulat. Camera a sprijinit înființarea acestuia. În această asociație am prins... Și pentru încurajare ați preluat și funcția de președinte acestui FLAG. Da, pentru că o sprijin la început, pentru că fiind agenți economici, normal că camera îi sprijină, este membră în cadrul acestui FLAG, am pe mandat un președinte, după care i-am rugat să treacă dintre piscicultori, să preia și președinția, că așa este normal. Dar FLAG-ul a funcționat în dificultate la început și atunci și pe sursele Camerei de Comerț l-am făcut să funcționeze și iată că am adus deja finanțări în județul Călăraș, cum am spus, perioada 2007-2014, circa 4 milioane de euro în proiecte de infrastructură. Avem amenajări piscicole, avem locații de agrement. Iată că pe noua strategie 2014-2020, unde ni s-au deja alocat sau ni se vor aloca între 2 și de asemenea 4 milioane de euro, avem în vedere în special multe dotări pentru asociațiile de pescari, SRL-urile în domeniul pisciculturii, pescari independenți și aici mă refer la bărci, năvoade, infrastructură în sensul pontoane, eventual și
sprijinirea și administrației cu surse de a crea mici infrastructuri pentru amplasarea acestor pontoane. Aș vrea să ne întoarcem un pic la agricultură. Problema numărul 1 rămâne totuși valorificarea producției principale, a spune și chiar a producției secundare. Care sunt obiectivele dumneavoastră și sigur că ele trebuie să colaboreze cu sau să coroboreze cu cele ale Direcției Agricole, respectiv a Ministerului Agriculturii, care sunt obiectivele în ceea ce privește valorificarea superioară a acestei producții și nu neapărat valorificare către export. Aici nu aș spune... Ați pomenit ceva despre, despre industria alimentară. Industria agroalimentară. Aici nu pot să spun că avem obiective proprii ale Camerei de Comerț. Normal că obiectivele noastre sunt cele comune cu ale asociațiilor. Corect, așa în domeniul agricol. Avem început să crească asociațiile și numărul acestora, precum și suprafețele de teren care le gestionează. Iată că avem foarte mult... Ar trebui să fie invers proporțional. Crește suprafața pe asociație, se micșorează numărul asociațiilor se exploatează sau mai... formelor asociative. Da, da, se exploatează mai bine terenul. Iată că avem deja foarte multe asociații cu peste 500 de hectare, cu peste 1000 de hectare și avem și câteva la nivel de 10 de mii de hectare. Exploatarea terenului este mult mai bună și gestionat mai bine terenul. Vă referiți la cele cu suprafață mai mare? Sau cu suprafață mai mare. Cu suprafață mai mare. Avem foarte mulți specialiști în agricultură în județul Călăraș. Și așa cum am spus, dacă în primii ani s-au dotat cu utilaje performante, și mă refer la John Deere, Glas, Neoland, nu mai vedem alte tipuri de utilaje decât ultra-performante. Asta este un aspect arhi-cunoscut de acum. Agricultura s-a dotat, grație și fondurilor europene, programelor acestea. Cum facem cu valorificarea? Revin la întrebarea mea. Legat la valorificare, cum noi am avut conducem lucrurile să fie cât mai eficiente? Am avut o tradiție în județ în domeniul legumiculturii. Am avut tradiție, am avut și o mare fabrică în zona Olteniță, cunoscută sub numele de Valea Roșie, de iată că după Revoluția din 90 s-a prăbușit, n-a mai mers. În apropiere de noi a mai funcționat una la Fetești, o astfel de fabrică, și aceasta a intrat în dificultate. Și, practic, tradiția în legumicultură a scăzut. Nu poți să începi să produci, știu și eu, legume, doar să ții legume proaspete pe piață, deci ele trebuie valorificate. În acest sens am avut discuții cu Asociația Legumicultorilor din județul Călăraș de a relua un program intensiv, să ne producem singuri legumele la noi acasă, să începem să ne conservăm singuri legumele, să mai luăm legume conservate, știu și eu, de pe piața europeană. De aceea au început să apară foarte multe solicitări de proiecte, de finanțări de proiecte, și mă refer la lanțuri de sere, în special foarte multe sere. Au apărut o astfel de inițiativă în județul Călăraș, dar nu este încă suficient acest lucru. Vorbiți de programul Tomate și da, de acest program, care a prins foarte bine și în județ. Da, da, da. Avem în schimb foarte multă, mă refer la producția mare, grâu, porumb. Deci în județ a apărut o fabrică care să transforme produsele industriale, mă refer produsele, culturile industriale în energie, în zona Lecliu, niște portugheși care au făcut această investiție, dar se are în vedere dezvoltarea, într-adevăr, a producției agroalimentare. Și aici este de a prelucra aceste produse, mă refer la produse cerealiere, și de a transforma într-o adevărată industrie agroalimentară care să-și aibă sediul în România la Călăraș, dacă se poate. Păi ca să se transforme producția principală la care faceți referire în aliment, până la urmă, că acolo probabil tinde să ajungeți, trebuie să treacă prin sectorul zootehnic. Aveți, Partea legată de zootehnie a început să se reia. Dacă noi am avut un mare combinat la Călăraș cu sute de mii de porci, a apărut inițiativă privată, încă nu am avut n-am ajuns încă la același număr, dar iată că în zona a apărut firma Aldis, după Revoluție, care merge bine, chiar spre foarte bine, a ieșit din raza județului Călăraș și este cunoscută în toată țara, este deja o firmă națională, a început deja să și exporte produsele de la Călăraș, a început să se, într-adevăr... Dar de unde folosește materie primă pentru procesare? Au ferme deci de creștere a porcilor? Tot ce se produce în județ este folosit la Aldis, dar capacitatea este mai mare a fabricii decât se produce în județ, ceea ce va permite agricultorilor noștri să dezvolte acest sector. De a nu mai importa carne din Ungaria sau din Germania sau din alte țări și de a o produce la Călăraș.
Avem o inițiativă privată în care au început să crească zeci de mii de porști despre sacrificare anual, dar încă nu este suficient să țină această fabrică. Deci este una din marile noastre oportunități. Sigur. Legat tot de industria agroalimentară, necesită dezvoltarea și altor fabrici în zonă, ceea ce este oportun, pentru că când intrăm pe piața călărășeană sau chiar în județele vecine, constatăm că nu mai avem produse române și le putem produce la noi acasă. Aceasta nu este neapărat o strategie a Camerei de Comerț, este o strategie discutată cu o mare parte dintre agricultori, care, terminându-și în fine investițiile și partea de irigare, începe deja să-și orienteze. Să-și orienteze și către valorificarea superioară a producției. Orienteze investiția către o valorificare superioară. Reprezentăm o speranță pentru, ca să spunem așa, pentru România, să dăm un ton bun la Călăraș. Discutasem mai devreme cu colegii de a crea chiar și o bursă a cerealelor pentru a obține o valorificare, dacă avem un surplus extern, să avem o valorificare mai bună. Avem un surplus pentru export din momentul în care reușim să ne asigurăm noi, în primul rând, piața cu produse agroalimentare. Mai făceați referire ceva mai devreme și la reindustrializarea, spunea, Călărașului. Câteva obiective realizate în ultima perioadă și care aduce un plus, o plus valoare considerabilă acestui județ. Într-adevăr, ponderea mare a județului este într-adevăr agricultura, dar în ultimii ani s-a reușit la noi în județ să se pună în funcțiune combinatul siderurgic. Avem 2-3 mari investitori, este vorba de grupul Tenaris, grupul Donalam, grupul Tenaris din Argentina, grupul Donalam din Italia, grupul Martifer din Portugalia. Grupul Tenaris a preluat oțelăria din fostul combinat, că acum merge în 3 schimburi și merge foarte bine, produce țeavă, țeavă o produce la Zalău, acea produce cahlele, le duce și le exportă în afara țării, după ce asigură și consumul intern. Din păcate, în prezent nu avem un consum intern foarte mare de țeavă. Grupul Donalam a preluat la Minor, iată că l-a pus în funcțiune, în prezent produce tablă groasă, intenționează să dezvolte în cadrul laminorului să producă și tabla subțire. Cât de avantajos este pentru județ, pentru comunitățile județului și pentru populația județului, această industrie, pentru că spuneți, mare parte din producția care o realizează, o exportă. Ce rămâne, de fapt, în România, în județ? Iată. În România va rămâne mult când începem să dăm drumul la servicii, la infrastructură, la investiții în infrastructură. Dar din aceste activități industriale? Rămâne parțial în România. Rămâne în prezent o mică pondere în România. Restul merg afară. Nu neapărat de produs finit. Valoric, ce rămâne? Valoric rămâne, în primul rând, dacă e să vorbim în județ sau de municipiul Călăraș, unde plătesc niște impozitele pe clădiri și așa mai departe, sunt sume consistente în cadrul bugetului local, călărășenii beneficiază de ele, e vorba de peste 100 de miliarde cât plătesc impozite aceste firme transnaționale. Rămâne cota de TVA care rămâne la stat, rămâne cote din impozite pe profit care rămâne la județ, firmele sunt foarte profitabile și își produc profit, produc profit băncile, ultimele discuții de mass media centrală. La Călăraș profitul este la vedere și realmente aceste firme produc profit. Iar al treilea sau al patrulea mare grup care s-a plasat la Călăraș, și e vorba de grupul Saint-Gobain, iată că în acest an va pune în funcțiune o mare fabrică, încă o mare fabrică. În afara primii fabrici care produce sticla afluat, unde a fost o investiție de peste 200 de milioane de euro Greenfield, iată că acum va aduce o fabrică care va produce parbrize, având deja un contract cu grupul Renault de peste 500.000 de parbrize pe an, ceea ce înseamnă sute de locuri de muncă pentru călărești. Asta vreau să ați spus, mi-ați luat-o înainte, și un mare avantaj că oferă locuri de muncă, iarăși ajung și la buget o sumă importante. Domnul președinte, da, într-adevăr o activitate serioasă din punct de vedere economic, activitate serioasă în agricultură. Să sperăm că lucrurile merg din ce în ce mai bine, lucrurile se așează pe făgașul lor normal, astfel încât România, până la urmă,
și cu sprijinul județului Călăraș să prospere. La Călăraș suntem pe un drum bun.